Hai, vă pup! Am furat mireasa. De fapt, a furat-o. Ia, că trec în ospătar și o lovi cu taba în cap, fără să vrea. Dar nu știm unde să o ducem. Stai acolo, petită. Giner le zisă că dacă o furarăm, să fie furat. Hai, mă, zi, dă și tu ceva de ea. Poate vreți să vă dau să nu mai mi-o duceți înapoi. Că așa am avut eu un vecin care a rămas șocat de câte ori aude trenul plânge. De ce? A fugit nevastă sa cu mecanic de locomotivă. De ce plânge? Pentru că e frică că o aduce înapoi. Așa și generică. Hai, mă, stai acolo ca să facem și noi obiceiul. Obiceiul, miresica. 120 de kilograme. E mașina din spate. Da, da, aici suntem toți. Unde să o ducem? Doamne, la ieșire din oraș. Ce să-i facem? Că dacă o ducem la vreun bar, deja, bă, cât putu să mai bea, cât poate să mai bea și o femeie. Că, până la urmă, pupa câinele pe aici. Știți că în orice parcare la nuntă mai sunt 2-3 câini, care sunt de-aici de la idei nunții. E pupa, îi zicea câinelui Nașu. Ei, asta e. Pe urmă, jucă un pic și cu Nașu și acum o furară. Unde să o ducem? La chioșcul de ziare, că i-a plăcut ei. Asta e fată citită, i-a plăcut să citească, dar... Doamne, doamne, ce frumos, ce frumos. Zici că suntem la pensionare, nu suntem la nuntă. Păi dacă mireasa se apropie de 40 și ceva de ani. Da, putea să fie soacră, dar iete că mireasă, roche, cu trenă. Abia-i trasă părintele trena. O luat somnul și în biserică. De la două pișcoturi și vinul ăla s-a făcut clei, că i-a mai băut și când o înveliră. Că îi puseră aia în cap, ăsta... Coronița i-o pus în cap, dar dita mai coroană, că s-o codată de ea să fie regină. Hai, vă pup, că vine giner. Hai că vă pup, să vedeți ce vă povestesc eu. Să vedeți ce o ducem acum, o aducem dimineață. Hai, vă pup, dacă mai merge, dacă nu o luăm pe...